făcut transferuri importante în acest sezon. Unul dintre ultimii jucători aduși de Daniel Oprița, Alexandru Zaharia, a povestit pentru Steaua TV care sunt motivele pentru care a ales formația din Ghencea. Multă lume crede că este un pas înapoi pentru că este Liga a patra, dar vă spun sincer că de când am venit aici nu simt nici cum că aș evolua în Liga a patra, pentru că avem toate condițiile propice pentru a face performanță. Am avut ceva discuții cu niște echipe, dar sincer să vă zic că am ales să vin aici pentru că este un proiect îndrăzneț. A contat foarte mult și că Dani este antrenor aici și sincer am venit și pentru el și pentru ceea ce înseamnă Steaua București. Fostul fotbalist al Stelei, Eric Lincar, în prezent antrenor la Turist Turnu Măgurele, a lăudat și el transferurile făcute de roșalbaștri în această iarnă. Ne bucurăm când auzim astfel de cuvinte din partea unor antrenori. Sincer să vă zic, nu avem lot de Liga 4, punem bazele pentru ceea ce va urma. Cu siguranță promovarea în Liga 3 și de acolo mai sus. Mijlocașul de 29 de ani care a mai jucat la Oțelul, Gaz Metan, Poliaș sau Petrolul are gânduri mari cu Steaua. Trebuie să o luăm în primul rând pas cu pas. Primul pas este acesta de promovare în Liga 3 și de acolo cu siguranță vrem până în Liga 2. Mai este destul timp până atunci și sperăm să ne gândim atunci pentru ce va fi în continuare o promovare în Liga 1. Ai jucat la mai multe echipe din Liga 1. Unde te-ai simțit cel mai bine până acum? Sincer să fiu, m-am simțit foarte bine la toate echipele care am evoluat. Poate un pic mai puțin la Mediaș pentru că am evoluat foarte puțin, dar în rest foarte bine m-am simțit și m-am acomodat peste tot, și la Severin, și la Galați, și la Iași. Sfat pentru tinerii din lotul Stelei? Ei știu mai bine, fiecare trebuie să tragă cât mai tare pentru că este foarte frumos să joci la nivel înalt și cred că ăsta ar trebui să fie țelul lor, pentru că sunt băieți cu calitate. Unul dintre tinerii de viitor ai Stelei este Vlad Nițu, care a marcat primul gol al anului pentru roșalbaștri în amicalul cu Turist Turnu Măgurele. Cum ai început fotbalul? Am început la vârsta de 7 ani. Tata m-a îndrumat spre acest sport. I-a plăcut și lui de mic, dar din păcate părinții nu l-au lăsat și au zis să mă ducă pe mine. Poate ajung și eu mic fotbalist. Cât de mult te ajută faptul că te antrenezi cu fotbaliști care au evoluat în Liga 1? Mă ajută foarte mult pentru că au experiență și mă ajută să evoluez și eu din ce în ce mai mult și asta o să mă ajute pe viitor. Ei locul în echipă? Uite, am vorbit cu Zaharia mai devreme, joacă pe același post cu tine. Da, e concurență foarte mare, dar acum să vedem ce și cum, la antrenamente, la meciuri. Fiecare își câștigă loc în teren jucând. Fotbalistul tău preferat, care ar fi? Cristiano Ronaldo. Cel mai înfocat suporter al tău? Nu știu, ai pe cineva anume? Părinții mei, vă dați seama. La toate meciurile? Se uită pe YouTube, nu mai vin la toate meciurile, dar veneau la toate meciurile. Steaua TV se uită. Urmărește-ne pe YouTube, pe canalul Steaua TV.